Făgărășenii care locuiesc la bloc sunt în atenția polițiștilor și aceasta pentru că nu de puține ori s-a întâmplat ca neglijența să creeze cadrul perfect furturilor din locuință. Așadar, oamenii legii continuă activitățile destinate desfășurării campaniei de prevenire a furturilor din locuințe, neglijența, invitație deschisă la furt. În județul Brașov, aceste activități se derulează în municipiul Reședință și în zona metropolitană. În scopul prevenirii furturilor din locuință, poliția vă recomandă cum să vă protejați locuința dacă locuiți la bloc. Trebuie doar să urmați câteva sfaturi simple. Prima recomandare este montarea unui interfon la intrarea în scară și utilizarea acestuia în mod corect pentru controlul accesului persoanelor în imobil. Tot ca măsură de siguranță, făgărășenii pot să doteze cu încuietori corespunzătoare ușile de la subsol, terase sau intrări suplimentare. La fel de important este și asigurarea că dispozitivul de monitorizare de pe ușa de acces în bloc oferă o închidere completă a acesteia. La intrările, în holurile imobilului și pe paliere trebuie să fie o bună iluminare. Nu ar strica dacă ați achiziționa un sistem de alarmă pentru apartamentul pe care să-l deconectați la dispeceratul unei firme de pază. Și ultima recomandare este în special pentru cei care locuiesc la parter sau la etajul întâi. Acești făgărășeni nu trebuie să uite că grilajele de la ferestre țin hoții la distanță.